Tot mai mulți români care muncesc deja în Europa se văd acum nevoiți să se întoarcă în țară, iar cei care abia acum se gândesc să pornească la drum trebuie să își amâne planurile. În prezent, o mare parte din țările membre UE nu mai primesc străini aflați în căutare de locuri de muncă. Potrivit recentului raport al OECD, țări precum Germania, Grecia, Italia, Spania au mari dificultăți la nivelul ratei șomajului propriu și nu mai doresc să angajeze străini care sunt de regulă mult mai pregătiți din punct de vedere profesional și au mai puține pretenții de la angajator. Românii nu trebuie să dispere pentru că soluții mai pot fi găsite în Elveția, care continuă să primească străini cu putere de muncă reușind să valorifice potențialul acestora. Este clar că în viitorul apropiat situația nu se va îmbunătăți pe ansamblul continental european, fiindcă un plan managerial unitar concret de bună gestionare a forței de muncă disponibile pare că nu se dorește, deși secretarul general al OECD, Angel Guria, este de părere că guvernele trebuie să facă tot ce pot pentru a îmbunătăți perspectivele de angajare ale imigranților.